Revine în centrul atenției cazul profesorului francez de istorie ucis prin decapitare anul trecut la marginea Parisului de către un musulman radicalizat. Asta după ce o elevă a recunoscut că a mințit atunci când a spus că profesorul i-ar fi arătat caricaturi cu profetul Mahomed. Ea a justificat minciuna prin faptul că la data respectivă se simțea blocată într-o spirală. Eleva în vârstă de 13 ani a precizat că de fapt nici măcar nu lua parte la ora de istorie, în cadrul căreia profesorul le-ar fi arătat elevilor caricaturile cu profetul Mahomed. De fapt, fata nici măcar nu se afla în clădire la momentul respectiv, întrucât își luase o zi liberă pe motiv de boală, iar ea era cunoscută în școală pentru faptul că avea probleme de comportament. Anterior, fata declarase că profesorul le ceruse elevilor musulmani să iasă din clasă în timp ce el le arăta celorlalți elevi caricaturi cu profetul Mahomed, iar apoi tatăl fetei a depus o plângere la poliție și a postat pe internet un clip în care îl acuză pe profesorul de istorie. În cele din urmă, lanțul de evenimente a inflamat spiritele în localitatea franceză și a dus la uciderea profesorului. Avocatul familiei fetei a justificat minciuna prin faptul că la momentul respectiv ea s-ar fi simțit presată de colegi să activeze drept purtător de cuvânt al clasei și că se simțea blocată într-o spirală. Profesorul francez Samuel Paty a fost ucis pe 16 octombrie 2020 în localitatea Conflans-Saint-Honorin, aflată la periferia Parisului. Autorul împușcat în stradă de poliția franceză era un musulman radicalizat din Cecenia. În luna decembrie acesta a primit o înmormântare de erou în orașul natal din Cecenia. Crima a generat un val de emoții în Franța, precum și numeroase dezbateri publice cu privire la combaterea islamismului radicalizat pe teritoriul Franței.